Marele lup alb. Ai cunoscut deja, drag ascultătorule, câteva dintre personajele care ne vor ajuta să descoperim în această poveste pădurea așa cum era înainte, în vremurile de mult apuse, când animalele nu se temeau unele de altele, iar omul le era aproape necunoscut. Pădurea protectoare oferea tot ce era necesar vieții fiecăruia. Dar toată această armonie care dura de veacuri era pusă în pericol de nemulțumirea unora, care, odată ce nu-și mai încăpeau în piele, începuseră să simtă și pădurea ca fiind prea mică pentru atâtea suflete. Și, cum întotdeauna, mândria și vanitatea au nevoie de un vânt prielnic care să le împrăștie semințele atât de fecunde, uciderea părinților lui Noah de către omul vânător părea furtuna potrivită cu care să înceapă construcția unei noi lumi și stabilirea unor noi legi care să guverneze pădurea. Crum, marele lup alb, era unul dintre stâlpii lumii vechi. Respectul pe care îl impunea tuturor nu venea din statura lui impresionantă și nici din teama de colții lui, pentru că, pe atunci, nimeni nu se lăuda cu ceva ce avea de la naștere. Fiecare generație era preocupată ca cei mici să înțeleagă că nu poți fi deosebit doar pentru că te-ai născut într-o anumită familie și arăți într-un anumit fel. Crum știa să învețe de la pădure. Stătea ore în șir pe câte o movilă și, cu botul în vânt, asculta zgomotele pădurii. Foiala unui șoricel de sub frunzele uscate, clipocitul pârâiașelor, ciripitul păsărilor, joaca tinerelor animale, țipătul șoimului, sunetul lemnului bătut de ciocănitoare, trosnetul unei crengi uscate de care se descotorosea câte un copac, nu erau simple sunete pentru el. Marele lup alb era președintele Marelui Consiliu al Pădurii, consiliu format din 7 animale. Înaintea lor se înfățișau animalele pădurii ori de câte ori intervenea câte o problemă între ele. Și, așa cum decidea acest onorat consiliu, așa se făcea, din generație în generație. Zvonurile potrivit cărora în pădure a fost înființat un consiliu secret numit Liga Animalelor, fiecare generație și-are răzvrătiții ei. Mereu va fi cineva încredințat că merită mai mult doar pentru că el crede cu tărie acest lucru. Totuși, de data aceasta, lucrurile păreau mai serioase. Crum privea mândria și lăcomia ca pe niște boli de care te poți vindeca. Credea în puterea timpului. Timpul umilește pe oricine, spunea deseori. Este marele galantar. Ceea ce este înălțat este coborât, iar ceea ce este coborât este înălțat. Și dacă răbdarea nu mai era de ajuns acum, dacă până se vindecă, cei bolnavi îmbolnăvesc și pe alții? Se întrebă Crum, în timp ce se plimba de-a lungul unui pârâiaș. Imaginea reflectată de apa curgătoare îi conferea o tăcută tovărășie. Nu era încă pregătit să vorbească despre aceste lucruri cu prietenii săi din consiliu. Prea multe întrebări la care nu aveam un răspuns. Prea multe gânduri începeau fără să mai apuce un sfârșit, asemenea acestui pâriaș ce se scurgea prin răpa săpată de-a lungul timpului. Un vânt adia dinspre coamele împădurite. Leurda înflorise. Un covor verde-alb se întindea cât vedeai cu ochii sub pădurea erisită. Soarele mângâia bobocii, îndemnându-i să se deschidă rând pe rând. Beția harnicelor albine. Zumzetul lor continuu era atât de liniștitor. Coroana înalților copaci proteja viața de pe sol, lăsând ca focul soarelui să nu fie cunoscut de cei firavi. Crum privea la statornicia copacilor. Nimeni nu le spune mulțumesc, dar ei nu vor umbri mai puțin pentru acest lucru. Când vine o furtună, numai ei știu ce se vede dincolo. Se apleacă, gem în timp ce se răsucesc și se luptă cu furia ce se năpustește peste noi.
niciodată nu și-au lăsat brațele jos. Când și când, cât un arbore bătrân care a răpus în bătălia cu stihiile naturii. Dar atât de măreți sunt arborii, cât și atunci, în ceasul căderii lor, se salută unul cu altul, mângâindu-și crengile, încredințându-se reciproc că au făcut o treabă bună. Odată ajuns și jos, humusul și praful ridicat îmbrățișează copacul. Va continua să dăinuie, dar altfel. Va continua să ofere adăpost, dar altfel. Altora. Locului va fi preluat de un lăstar tânăr ce șarcuiește creșterea către înaltul cerului. Mulțumesc, spuse Crum, înclinându-se. Un trunchi de copac căzut îl duse cu gândul la tragedia lui Manias și al soției sale. Acesta slujise mulți ani în consiliu și era atât de respectat încât lui Crum era greu să se gândească la un înlocuitor. Și totuși, nu este nimeni de neînlocuit. Nu îi spunea pădurea asta în atâtea feluri. Dacă ar fi ignorat acest adevăr, nu s-ar fi îndreptat el oare spre drumul spinos al despotismului? Dacă ceea ce vrei nu-ți face ție rău, dar nici altuia și nici pădurii, atunci vrei un lucru bun. Proverbul acesta era pe buzele fiecărui locuitor al pădurii și fiecare pui îl învăța de mic. Era un principiu de bază folosit de Marele Consiliu și îi aparținea bunului său prieten Manias. Acest principiu avea puterea de a sparge barierele excepției. Iar când legea se aplică fără excepții, atât celor mari cât și celor mici, atunci este dreptate. Iar dreptatea aceasta nu era urmată de vreo durere pentru niciuna dintre părți. Dreptatea care ține cont de fiecare viață în parte aduce pacea. Dintre ei toți, Manias îi detesta cel mai tare pe cei care credeau că poți trăi bine făcând rău. Totuși, era un optimist incurabil. Îi răsunau în minte cuvintele din ultima lor discuție. Și dacă răul se va extinde? Dragul meu Crum, nimeni nu poate rămâne mândru în singurătatea lui, îi răspunse Manias, bătându-l pe umăr. Orgoliul trebuie hrănit. O floare nu se deosebește de o alta de felul ei, rămân în boboc. Doar când înflorește poate fi admirată, însă, odată ce a înflorit, nicio insectă nu va zăbovi pe ea dacă nu va avea și polen. Iar fără polen, dragul meu, înflorirea ei nu va fi fost decât anunțarea propriei morți. Nu uita de semințe, Manias. Semințele nu au viață în ele, fiară ce ești. Ca să încolțească au nevoie de apă și de un pământ potrivit. Inima locuitorilor pădurii nu este un pământ prielnic mândriei. Și, prin absurd, să admitem că semințele ar ajunge în inima mai multor semei de-ai noștri, ele tot nu ar putea rodi. Mediul în care trăim și viața pe care o ducem nu poate alimenta acele semințe, înțelegi? Dar, de dragul tău, merg chiar mai departe. Să zicem că într-un individ sau în mai mulți, cumva, ar și încolți aceste semințe. Educația va smulge în cele din urmă orice fir de gând măreț și dominator. Marele lupalb nici nu realiză că soarele era acum acoperit de nori, iar mici picături de apă loveau frunzele copacilor. Până acum, așa a fost, dragul meu Manias, mormăi Crum. Prea multe condiții trebuiau îndeplinite ca un astfel de rău să se poată generaliza. Dar acum, tocmai moartea ta poate fi folosită împotriva lumii în care ai crezut atât de mult. Mai privi încă o dată la bușteanul căzut și apoi o luă la pas spre adâncul pădurii. Știa ce avea de făcut. Trebuia să o găsească cât mai repede pe Noah.